O schimbare cu adevărat revoluționară este creșterea de peste 10 ori a efectivelor forțelor de reacție rapidă de care dispune NATO. Practic se ajunge la 300.000 de militari combatanți. Și oare unde vor staționa aceștia? Unde în altă parte decât în zona cea mai expusă, care este coasta de est a Alianței NATO, adică România, Polonia, etc.